ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 7-a, în care vom prezenta noi cunoștințe din limbajul de programare Python și aplicații ale acestora. Competența specifică vizată este analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm. În această lecție vei învăța despre citirea datelor de intrare din consolă și afișarea datelor de ieșire la consolă, cum pot fi utilizați operatorul de atribuire, operatorii aritmetici și operatorii relaționali și logici. Prin citire de la tastatură se înțelege operația prin care calculatorul preia o valoare de la tastatură și o depune în memoria internă a calculatorului. Acest lucru se realizează prin intermediul instrucțiunii input. Prin scriere se înțelege operația prin care calculatorul preia o dată din memoria internă și o afișează la consolă cu ajutorul instrucțiunii print. În imaginea prezentată, variabila A va reține o valoare dată citită de la tastatură. Aceasta se va afișa în consolă cu ajutorul funcției print. La o nouă execuție a programului se poate introduce de la tastatură o nouă valoare. Tocmai de aici provine numele de variabilă și, deși are un nume unic A, aceasta reține diverse date, deci are un conținut variabil. Variabilei A îi corespunde o mică zonă de memorie în memoria internă a calculatorului nostru, zonă în care va fi reținută valoarea variabilei în momentul execuției programului. Operația de atribuire are următoarea formă generală în limbajul de programare Python: variabilă egal expresie. La execuția instrucțiunii x egal cu 5, variabila x va primi valoarea 5. În urma atribuirii multiple x egal cu y egal cu a, cele trei variabile vor avea aceeași valoare. Operatorii sunt caractere speciale care indică operația care se efectuează în cadrul unui program. În cadrul operațiilor efectuate în programe, vom lucra cu operatori și operanți. Operatorii sunt reprezentați prin simboluri care indică operația ce urmează a fi efectuată: adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere, restul împărțirii. Operatorii studiați pot fi unari și necesită un singur operand, sau binari și necesită doi operanți. Operanzii sunt variabile sau valori utilizate în cadrul operațiilor. O expresie reprezintă combinația între mai mulți operanzi și operatori, aceasta având, ca și operanzii, un anumit tip în funcție de combinația de operatori folosiți. La fel ca în matematică, în evaluarea unei expresii se ține cont de ordinea efectuării operațiilor. Tot ca în matematică, putem folosi paranteze rotunde ca să delimităm o parte din expresie pentru a-i crește prioritatea sau doar pentru a o evidenția. În Python nu putem folosi decât paranteze rotunde în cadrul expresiilor. În exemplul prezentat, sunt utilizate variabilele cu valori întregi A, B și C. La inițializare, variabila A primește valoarea 20, iar variabilele B și C primesc valoarea 10 printr-o operație de atribuire multiplă. În linia 3 din program se afișează, cu ajutorul instrucțiunii print, despărțite printr-un spațiu, valorile variabilelor A, B și C. Valoarea variabilei B crește cu 5 unități prin utilizarea instrucțiunii B egal cu B plus 5. Instrucțiunea print din linia 5
afișează valoarea variabilei A, adică 20, a variabilei B, adică 15, și a variabilei C, adică 10. Operația de creștere a variabilei B cu 5 unități se poate realiza și cu ajutorul instrucțiunii B plus egal 5 și se observă că, la următoarea afișare, A egal cu 20, B egal cu 20 și C egal cu 10. În linia 8, operatorul slash slash va atribui variabilei A câtul împărțirii lui A la 3. Și la afișare, A egal cu 6, B egal cu 20 și C egal cu 10. În linia 10, variabila C preia valoarea variabilei A, iar în linia următoare, valoarea variabilei A crește cu o unitate prin instrucțiunea A plus egal 1. În linia 13, variabila C, care are valoarea 6, își modifică valoarea la 0, adică a restului împărțirii lui 6 la 3, ca urmare a execuției instrucțiunii C egal cu C, procent 3. La afișare, variabila A are valoarea 7, variabila B are valoarea 20 și variabila C are valoarea 0. La execuția codului prezentat, se observă că se citesc de la tastatură 3 numere întregi care vor fi reținute în variabilele X, Y și Z. La citire a fost utilizat câte un mesaj pentru a indica utilizatorului că se dorește introducerea de la tastatura unei valori. Instrucțiunea print va realiza afișarea rezultatului evaluării expresiei X plus Y or Z. Se respectă prioritatea operatorilor și se efectuează mai întâi operația de mulțire și apoi operația de adunare. La execuția codului prezentat, se observă că se citesc de la tastatură 3 numere întregi reținute în variabilele X, Y și Z. În evaluarea expresiei se realizează mai întâi adunarea dintre paranteze și apoi acest rezultat va fi mulțit cu valoarea variabilei Z. De exemplu, pentru X egal cu 2, Y egal cu 3 și Z egal cu 4 se evaluează expresia X plus Y și se obține valoarea 5. Acest rezultat va fi înmulțit cu 4 și se obține rezultatul 20, care va fi afișat. Programul prezentat citește de la tastatură două numere întregi reținute în variabilele X și Y. Pentru citire a fost utilizat și un mesaj pentru a indica utilizatorului că se dorește introducerea de la tastatura unei valori. Instrucțiunea print realizează afișarea rezultatului evaluării expresiei X la puterea Y plus 1. La evaluarea acestei expresii, deoarece au fost utilizate parantezele rotunde, se va ține cont de acestea și se efectuează mai întâi operația de adunare și apoi cea de ridicare la putere. Operatorii relaționali utilizați: mai mic, mai mare, mai mic sau egal, mai mare sau egal, operatorul de egalitate, operatorul diferit, vor întoarce valori de tipul bool, adică true sau false. Operatorii logici cunoscuți de voi din clasele anterioare sunt și, sau și negația logică, reprezentați prin and, or și not. Operatorul and corespunde operației logice și, care va avea valoarea true dacă ambii operanzi sunt true și false altfel. Operatorul or corespunde operației logice sau, care va avea valoarea true dacă oricare dintre operanzii săi este true, fiind altfel false, numai atunci când ambii operanzi sunt false. Operatorul NOT
are un singur operand și îi inversează valoarea, producând fals dacă operandul său este adevăr și adevăr dacă operandul său este fals. Augustus de Morgan, matematician britanic al secolului XIX, a enunțat două legi logice foarte simple despre negarea unei propoziții compuse sau unei expresii. Să exersăm împreună. Se citesc de la tastatură trei numere întregi în variabilele x, y, respectiv z. Să se verifice, cu ajutorul instrucțiunilor Python, apartenența lui z la intervalul închis xy. Pentru primul exemplu, în care intervalul dat xy este 2, 6, se observă că rezultatul evaluării expresiei z mai mare egal cu x and z mai mic egal cu y va fi true pentru z egal cu 4, deoarece valoarea 4 aparține intervalului închis 2, 6. Rezultatul evaluării aceleiași expresii pentru cel de-al doilea exemplu va fi false, deoarece 8, ce reprezintă valoarea lui z, nu aparține intervalului închis 1, 5. Exersează singur. Scrieți instrucțiunile Python care, la citirea de la tastatură a unei valori întregi pentru variabila a, afișează rezultatul evaluării expresiei a mai mare ca 4 and a mai mic decât 16 or a diferit de 18. De exemplu, dacă de la tastatură se citește valoarea 7, atunci rezultatul expresiei anterioare va fi true, iar dacă de la tastatură se citește valoarea 18, atunci rezultatul expresiei anterioare va fi false. Astăzi ai învățat cum poți realiza citirea datelor de intrare din consolă și afișarea datelor de ieșire la consolă, cum poți utiliza operatorul de atribuire, operatorii aritmetici, relaționali și logici.